Ia uite, deci acum știi ce o să facem? Acum mergem pe normal, hai. Fără capac. Fără capac. Pun la loc. La loc. Deci, mai e foarte puțin timp și puii mei or să fie gata. Da? Iar acum ne pregătim pentru a prepara cele două garnituri. Sosul cu lapte și conopidă și fasolea verde cu ceapă roșie de apă, pătrunjel și, bineînțeles, acele minunate condimente aduse tocmai din Maroc. Pam, pam. Ia, dăm drumul la amândouă. Te pricep să vedem. Eu nu știu dacă să umblu cu aragazul meu. A, deci cu inducție, flacără, pac, 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 pac. Așa. Deci rețeta se numește pui cu 40 de usturoi și am învățat-o de la sora soțului meu, de la Margareta de la Bruxelles. Și ea, la rândul ei, am înțeles că această rețetă a preluat-o din Tunisia. Deci șefii nu să dea seama că noi am gătit. O rețetă cu pui cu 40 de usturoi, de unde să știe că ești tu? Bă, s-ar putea că numai eu sunt unicat. S-ar putea să fie. Ai vorbit despre asta la televizor? Nu știu dacă am vorbit, dar nu, n-am vorbit. Această delicatețe, aș putea spune eu, conține câteva ingrediente care nu se găsesc în România. Le noix de muscadet. Ea vorbește în țelul francez de bărbate, meu. Să audă tot plejanul, să înțeleagă și ea, că iar mai pe franceză au vorbit toată viața. Hai, parle, pune! Depuis 5 heures, on prépare le poulet avec de noix de muscadet. Et je sper că vous êtes content. Cred că o să le placă cu siguranță, pentru că... Iau și la umor. Am atâtea unelte, le dau. După ce că mi-am pierdut toată ziua aici să stau să fac cu ăștia, cu i-am făcut cu drag, cu sufletul, am pus și pe ăsta. Dacă nu ne place mâncarea, să vezi ce-i omor, ca pe câini omor. Pe cine am văzut că am mâncat din rețeta asta, au spus, wow, deci este o mâncare foarte coconoasă, să spunem așa. Am pus doamna conopidă. Să nu se fărâme conopida, nu? Păi trebuie să fărâme puțin, pentru că asta și e... Asta e jmenul. Este foarte delicios sosul de conopidă cu lapte. Acea fasole verde, după ce se va face, vom pune puțin pătrunjel și mai multe ierburi, tot din Tunisia. Vai, deci nu-ți vine să crezi că poți să mănânci fasole verde. Cum le servești lucrurile astea? Foarte frumos, să pune linguriță, să duce direct la guriță. Cam așa ceva. Băi, lasă-mă să te ajut. Lasă-i, eu. Lasă-i. După cum este așezat cloșul, cred că vom avea ceva de mâncare, băi. Doamne ajută! Nu fii atentă că ajunge mâncarea la ei. Și suntem și filmați. Ce avem noi aici? Bă, nu mi-ați luat farfuria. Ce bine îmi pare, stălina. Bă. Hello, hello, hello. Opa. Opa. O ochiuri cu stălina? Opa, opa, miroasea... Opa, miroasea mâncărică. Mamă, și fii atent. E o tocană de ceva, da, deci fii. Hai, 3, 2, 1, și... What is this? What is this? Ce ia, da, ce ia, 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 nu, ascultă-mă, tu ce ai, tu ce ai, ia. Băi, ești nebun, ce curul ăsta mișto. Nu e cum crezi. Nu, dar spune-mi, tu ce ai acolo? Bă! Tu ce ai acolo? Nu e prăjit în baie de ulei, cum crezi. Nu contează. Și cum cred eu? Da, mă, ai un piept de pui. Nu, bă, bucată de carne, tu ce ai în farfurie? Piept de pui, pare să fie. Da, întrebam să știu, ce ai? Tu ce ai, ce bucată din pui ai? Tot pe pui. Eu de ce am dat os? Ce-i pus, mă, mai mult os ai pus? Ce-am făcut, mă? Am un pic de hărniță, restul e mai mult. Dar cum asta e cum e de acolo? Trebuia să-i pui mai multă carne. Îl mănânc pe asta, uite pe asta. Am puțin deci aici, avem piept de pui, fasole verde și conopidă. De ce le place? Boi! Bă, dar crusta asta la pui? Vezi ce înseamnă să ai uic de crustă, de... Și trebuie experiență, frate. Mai eu pot să fac lucrul ăsta. Să fie frumos, să fie gustos. Un fasolea verde e un condiment pe care nu l-am mai întâlnit niciodată în fasolea verde. Unde ai mai mâncat cu crusta asta la pui? Deci, pe bune le place. Tu ai văzut ce poftă mănâncă? La cuptor făcut de mine.
Băi, îmi pare rău că n-am pus mai mult. Trebuie câte o jumătate parte la fiecare. Și-am avut doi pui, băi, ce fraier. Ia uite ce-i place. Te-ai pus tu să pui în farfurii? Da, mai Iurea, dar și ce vrei să fac? De ce n-ai pus? Eu vreau să pun din pulpă și din piept. Jurizați. Deci fiți atenți aici. Este gospodina de-aia când, când îi vin nepoții acasă, toți sunt călare pe ea. Deci are cel puțin 6 nepoți care... Bunica! Uu! Toți la pui. Trebuia pusă și pulpă, nu? Da, că era cu mare gustoasă și puțină aripă. Cât o pulpă la fiecare. Da, da, aveai 4 pulpe. Deci ne-am zăpăcit la montaj. Nu, te-ai băgat peste mine tu să pui tu carnea care nu era rolul tău. Eu am pus fasolea și conopida. Știi ce nu mi-a plăcut de aici? Conopida. Am zis, dacă el... Nu mai m-am implicat acolo, m-am delăsat. Ne-am întors la cuțite. Șefii vor gusta cea mai usturoiată surpriză. Băi, ești nebun, ce curul ăsta mișto. Eu de ce am dat rost? Da, mai Iurea, dar și ce vrei să fac? Unde ai mai mâncat tu crusta asta la pui? Băi, îmi pare rău că n-am pus mai mult. Bună seara! Bună seara! Ce surpriză! Ce faceți la noi aici? Au mai fost o dată. Eu vreau să întreb. Ah, nu, stai. Da, cu seara bună. Zic cu seara bună. Ce mă zici, Ionuță? Deci. Când mă aștept să vă întreb eu de unde... Ia stai, mă, așa. Sărut mâna, vă mulțumesc că m-ați făcut să câștig prima probă pe sezonul trecut. Noi, mulțumesc. Da. N-am știut cine cu e. Așa, mă măligă. Mie îmi place. Și mie. N-am mâncat niciodată păstrăv prăjit. Este o piatră în gură, te rog eu frumos, să-i mâncă zăriță. Nu e o piatră în gură, e un pește în gură. Ca la Cleșan! Cred că doar Ionuța mi-a dat farfurie atunci. Las că țin eu minte proba, m-am uitat la televizor. Lui i-a plăcut. Mi-a plăcut. Fiecare dintre elemente își păstrează gustul. Prea mult ulei. Bă, dacă gătim ca la spitalul din Paris, n-avem, bă, frate, cum să câștigăm. Mie să-mi spuneți un lucru. Cum a fost saramura fără sare? A fost bună, dar mai trebuie puțină sare. Înțelege, cam light, așa, da? Mai multe condimente. Bă, sigur e saramură? Eu cred că asta este o ciorbiță. Florine, ca să faci saramură, ce trebuie să pui să faci saramură? Țineți minte, mă, bătaia asta. Trebuie să recunoașteți că peștele la prăjit cu mușdei, așa a fost cel mai bun. Da, n-a fost de un când pui prăjit aștept... cu mușdei. Deci, dați-mi voie să vă să mă iertați pe mine, eu am făcut partajarea, dar m-a lăsat pe mine. Și în loc să pun și pulpă, că am adus doi pui doi pentru pui. Voi. Nu știu ce s-a întâmplat, ia mai cred curând. Că a ajuns mai puțin la voi. Rețeta mea se numește pui cu 40 de usturoi. Am avut doi pui cu 80 de usturoi, înțelegeți? Pentru că am dublat porțiile. Și de la ora 3, de când tot cojim la usturoi? Aproape 4 ore asta pui la cuptor, să știți. Ține-o pe asta. În momentul în care a intrat farfurie, ai văzut la ce m-am uitat prima? Da, la cum mă e la crustă. Și la crustă, da. Oi, Dumnezeu. Păi am experiență, pentru că, de, ce să fac? Sunt bătrână. Așa face și acasă, gătiți împreună? Aveți cuvântul meu de om, pentru că în seara asta e premieră pentru el. A fost prima oară când m-a ajutat și pe mine în bucătărie. Era să mai strice. Nu cred. Nu-i place să stea la bucătărie. Eu am făcut lucruri care pot să le fac. Ai partajat carnea bine. Am partajat carnea prost. Și lui i-ai pus cel mai puțin. Eu am primit ce trebuie. Te rog frumos să nu mai zăbești prea mult, că ce e gras și mai frumos. Sunt eu filești prea mult, te rog, e frumos. Că tu ești un bărbat, așa mai... Uite, când pui o mână, pui mână, așa și-l iau, ăsta e bine făcut. Ăsta nu mai știu că... Cât ai? Am avut. Cât ai acum? Toate sacourile mele le-am dus la croitoriere. Și încă și ăsta e mai mare. Și ăsta porc cu dracă la... Cred că a avut 110, 109. Și eu am mai zăbit un pic, dacă observați. 90, mă, frate. Eu am 87. Acolo să rămâneți. Da. Aveți o emisiune superbă, să știți că mă uit și eu când am timp. Da? Știi ce m-a pus să fac? Ce? Să mângesc puiul cu ulei. Înainte de a-l băga la cuptor. Păi da. Foarte puțin ai văzut. Păi da. Bă, da, este fantastic ce echipă faceți voi. Și în bucătărie. Și acasă. Și pe acasă, acasă nu știu, că nu m-ați invitat niciodată. Acasă suntem numai părinți cu tata asta. Da. Pe bune. Știe să gătească, nu?
foarte... Dacă vreți să-mi dați cuțit, îmi dați, dacă nu... Noi am venit de dragul vostru, dar parcă aș merge mai departe. M-aș... Și mai departe jur că vă pregătesc la Clejean și de acolo vă amă. Bine, da. Așa facem. Ce știu eu cel mai bine. Da, ce promite-ți. Știi tu să gătești, dragă? După care la grătar și salată de roșii cu ulei mult. Aia bă. Băi, de capul meu. Dar să știți că face Ioniță o salată, deci vă jur, salata lui de roșii cu ceapă și cu ce pune el acolo, pune mult ulei și de-aia e gustoasă. Aia e cea mai bună. Domnilor, noi suntem întotdeauna înconjurați de lume multă, de când mă știu numai cu lume multă am fost și de mâncăruri multe. Bă, fraților. Am avut emoții aici să vin în fața voastră și vă rog să mă credeți că vă spun. Dar niciodată s-a băgat el să proporționeze carnea. Nu știu ce am făcut eu în momentul ăla, că eu dacă eram acolo, eu știam să pun și puțin din pieptul ăla cu aripă și puțin din... Și de ce n-ai făcut asta? De ce m-ai lăsat pe mine? Aveți dreptate, eu urăsc pieptul de pui. Mie nu-mi place pieptul de pui, că n-are dulceață. Vezi ce înseamnă?